Dragi prieteni din RAC, haideți să vedem la RAC pentru luna august în general ce faceți dumneavoastră în diferite aspecte pentru RAC. Haideți să vedem. Pentru cei care aveți afaceri sau serviciu, pentru cei care nu aveți serviciu, pentru bani, să vedem cum vă merge financiar, pentru cei care aveți o relație, pentru cei care nu aveți pe nimeni și pentru sănătate. Și un Lenormand. Dumneavoastră vă puteți gândi cât amestec eu, la ce vă interesează. Puteți să vă puneți întrebarea, așa mă ajutați mai mult la și să vă explic mai bine. Pentru cei care aveți serviciu sau afacere. Nu știu de ce simt că este mai... Sunt două aici, dar nu sunt. Vă pare rău după un serviciu, ați fost dați afară sau o să aveți ceva probleme la serviciu, o să aveți ceva probleme în afacere, pierdeți ceva bani, vreți să vă dați demisia, s-aud multe bârfe sau multe... Nu sunteți bine la serviciu RAC-u. Sau în afacere, nu sunteți bine niciunde, vreau să spun. Aici, în afacere, în domeniul carieră, nu. Încă nu vă, cum să zic, sau poate vreți să abandonați. Nu vă satisface, nu vă, nu e salariul bun, nu, cum să zic. Sau schimbați de serviciu și asta nu vă convine. Sau aveți contract pe termen limitat și trebuie iară să căutați serviciu. Și asta vă nemulțumește, vă văd nemulțumiți, nemulțumită, nemulțumit, dacă sunteți bărbata. Și vă mai văd aici că vă refuză cineva, de exemplu, o asociere, o, cum să zic, vă simțiți izolați sau la serviciu, nu, colegii nu sunt cu dumneavoastră în același grup, dar arată și că pierde serviciu unic, că nu o să mai aveți sursa aceea de venit care o aveți în fiecare lună. Din cauza unui șef, din cauza unui șef care a bârfit, care a vorbit urât. Sau un coleg, această persoană este o persoană din, poate fi persoana de foc, da? Din berbec, leu sau săgetător, dar eu zic că este un berbec. Este o persoană dominantă, este un șef, poate fi, v-am zis, sau este o persoană foarte, foarte puternic, responsabil, o autoritate. Un bărbat este. Și bârfe. Ori el a auzit niște bârfe despre dumneavoastră și acolo face niște lucruri și vă provoacă sau vă spune câte ceva și dumneavoastră o să vă dea afară până la urmă. Sau pierdeți o afacere din cauza unui bărbat sau că vine cineva care face același lucru ca dumneavoastră și să aveți mai puține venituri, adică sau mai puține contracte sau așa ceva. Deci vă văd ceva greutate în serviciu și carieră, afaceri, trebuie să aveți acolo grijă cu persoanele din jurul dumneavoastră.
Poate lucrați undeva unde nu sunteți cunoscut sau nu sunteți din aceeași țară și știți cum sunt oamenii. Haideți să vedem cei care nu aveți afaceri și serviciu, nu aveți nimic. O să aveți serviciu, dar o să aveți și piedici. Piedici. Aveți ceva vrăji ca să nu aveți serviciu, ca să nu vă meargă bine, să nu aveți bani? Unii, nu toți. Unii, încă puțin și semnați un contract de muncă, dar ceva nu o să vă convină. Deci, la fel, ori salariul mic, ori sunt multe ore, ori este departe. Deci, ceva așa se întâmplă. Aveți de-a face cu persoane cu autoritate, prea autoritare, aș zice eu. Și stați și cântăriți un pic. Stați și cântăriți. Aici arată că stați și cântăriți de balanță și aici arată, arată iarăși că stați și vă gândiți în ce direcție să mergeți. Aveți multe oferte, probabil. Multe oferte, dar parcă toate ofertele sunt ori contract prea în puține luni, ori... vă spun, nu vă convine ce aveți acolo de făcut, ori orele, ori salariul. Va trebui să alegeți. Veți avea de unde să alegeți și până la urmă eu cred că o să alegeți unul. Nu contează că nu e ce vă așteptați, dar vă gândiți că mai bine ceva și după aceea voi începe altceva. Asta spuneți dumneavoastră. Nu văd afaceri sau ceva. Dacă este vorba despre afacere, să știți că puteți să reușiți în această afacere, dacă aveți în minte, doar cu ajutorul unor persoane. Că sunteți cu mai multe persoane și parcă vă ajută, dar parcă dumneavoastră nu vă înțelegeți foarte bine cu aceste persoane. Fiecare aveți gândurile altfel și planurile altfel și pricepeți altfel lucrurile. Deci cântăriți altfel lucrurile, judecați altfel lucrurile. La bani. Unde dați atâția bani? Nu știu, aveți cheltuieli de făcut sau nu vă merge bine la bani? Nu știu, sunteți cu banii cam așa, cam în dezechilibru. Și pierdeți mulți bani, dați mulți bani sau ați pierdut, ați investit, nu-i mai recâștigați. Sunteți puțin în dezechilibru în această lună, ori că faceți multe călătorii, plecați mult. Acum este vremea vacanțelor și atunci cheltuiți foarte mult în vacanță. Faceți o călătorie lungă unii, dar arată că faceți o investiție și faceți un pas înainte. Vreți să faceți un pas înainte, o afacere sau aveți în minte așa ca să vă faceți o afacere. Dar să știți că o să suferiți pierderi dacă faceți asta. Faceți planurile, dar gândiți-vă foarte bine la viitor. Ce vă va aduce această investiție? Pentru că văd o investiție sau ceva care dumneavoastră vreți să faceți să câștigați bani cu foarte multe riscuri. Ca și când ați pierde foarte mult. Da, da, să nu faceți nimic ca mai bine. Nu faceți că nu e bine. Nu faceți, mai bine păstrați-vă banii dacă îi aveți. Pentru cei în căsătorie sau într-o relație. Poate treceți printr-o răceală în această relație sau printr-o despărțire. Sunteți despărțiți. Dar vă împăcați. Vă împăcați, mergeți într-o călătorie. Sau așteptați acea persoană să vină de departe, să vă caute, să reia legătura cu dumneavoastră, relația cu dumneavoastră. Și o va lua, să știți. O va lua. Acea persoană vă vrea. Va fi cu dumneavoastră. A,
Aveți în minte să faceți o călătorie sau să vă mutați. Să vă mutați pentru această persoană. Poate fi o persoană de foc sau o persoană de aer. Deci balanță, gemeni, vărsător, berbec, leu sau săgetător. Parcă sunteți despărțiți sau sunteți... Aveți multe idei, multe gânduri. Sau sunteți îndrăgostiți de cineva și vreți să convingeți de ceva această persoană. Sau sunteți într-o relație, vreți să convingeți de ceva, să vă împăcați sau să vă caute. Sau. Dar să știți că o să vă caute, că aveți noroc, uite. Arată șansă, noroc. Dar acest noroc să știți că va fi de lungă durată, deci arată împăcare. Bine. Bine în dragoste pentru rac. Cei singuri care nu aveți relație? Vă văd aici o persoană din rac, așa ca și dumneavoastră, sau o persoană din pești sau scorpion. Deci o persoană de apă cu care vă veți căsători. Vă căsătoriți sau apare această persoană. Această persoană vă apare, cum să zic, repede. Cam așa, într-o lună, o săptămână, nu știu, în scurt timp oricum. Această persoană care vă apare poate fi în zodie de apă, vă spun. Sau poate fi așa o persoană sensibilă, poate fi o persoană de familie, de casă, știți, nu este, nu merge niciunde, este mai retrasă, mai așa. Sau pur și simplu este sensibilă, sentimentală, romantică, da? Ține cu familia, cu copii, poate să aibă copii această persoană. Și vă propune această persoană să începeți o relație. Dumneavoastră trebuie să acceptați, este bună această persoană. Pentru că stați și vă gândiți, oare e bună persoana asta? Oare să încep o relație? Oare voi avea mult durată de durată această relație? Cărțile spun că da, începeți relația pentru că va fi de durată, va fi căsătorie și va fi bucurie. Deci văd multă bucurie, multe bine în relația care o aveți, în relația cu această persoană. Asta iese pentru racii singuri. O să faceți un progres în dragostea dumneavoastră sau o călătorie. Sau progres. O să-mi spuneți dumneavoastră. Arată multă pasiune, multă dragoste o să aveți în august. O să aveți întâlniri de dragoste, bucurie, petrecere, ieșiri, vacanță. Deci o să aveți foarte o lună plină de dragoste pentru racii singuri. Pentru sănătate. Aveți ceva probleme cu spatele sau cu picioarele sau cu inima? Cu inima s-ar putea să aveți probleme cu sângele, probleme cardiace. Unii, nu toată lumea, da? Probleme cardiace, probleme sexuale pot fi. Pot fi probleme, vă spun, cu picioarele, de ceva dureri, dureri musculare, picioare, spate. Asta se vede. Asta se vede pentru rac. Mergeți la un doctor sau mergeți la așteptați ceva vești despre analize sau ceva. Și faceți totul ca să fiți bine și ca să treceți de acest obstacol. Parcă este un obstacol, o problemă de sănătate vă văd la rac. Trebuie să vă mergeți la doctor. Mergeți la doctor oricum. Faceți analize. Eu nu știu aici, văd și pentru spate și picioare, văd și inimă.
Și inima. Și operație, văd la unii, probleme sexuale, probleme, multe probleme. Probleme de sănătate. Cam asta a fost pentru RAC. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.